ziua, dragii mei! Astăzi vom găti gelatină cu fructe naturale și lapte condensat. Vă prezint ingredientele necesare. 250 de grame de căpșuni, pe care o parte le-am tăiat în cubulețe mici și o parte în feliuțe. 250 de grame de mure, 250 de grame de struguri, 500 de mililitri de lapte, 400 de grame de lapte condensat. Rețeta de lapte condensat o veți găsi în videoclipurile mele. 50 de grame de zahăr și 12 foi de gelatină neutră. 6 foi de gelatină neutră se vor folosi pe un litru de lichid. Prima dată vom pune 500 de mililitri de apă la încălzit. Apa nu trebuie să fiarbă, doar să fie foarte caldă. Cât timp se va încălzi apa, vom hidrata gelatina neutră. Nu veți pune toate foile deodată, puneți una câte una. Acum voi hidrata doar 6 foi de gelatină pentru un litru de apă. După ce am adăugat foile de gelatină în bolul cu apă, le vom lăsa timp de 5 minute să se hidrateze. În apa de pe foc vom adăuga zahărul, amestecăm bine. Cât timp se va încălzi apa, luați forma în care doriți să faceți gelatina, turnați puțin ulei, ulei alimentar. După ce ați uns forma, cu o hârtie absorbantă, ștergeți surplusul de ulei și o lăsați deoparte. Apa s-a încălzit, voi stinge focul. După ce au trecut cele 5 minute, verificăm dacă gelatina este hidratată bine. Dacă vedeți că este moale, înseamnă că este hidratată. Într-un alt bol vom adăuga apa călduță. După care vom lua gelatina în mână și o vom scurge bine de apă, apoi o vom adăuga în bolul cu apă caldă. Amestecați bine până ce gelatina se va dizolva. Nu amestecați foarte puternic pentru a nu se forma spumă. Când gelatina s-a dizolvat, vom lua forma în care dorim să facem gelatina și vom adăuga din fructe, cum doriți dumneavoastră. Acum, cu ajutorul unui polonic, vom turna puțină gelatină peste fructe. Nu puneți foarte multă gelatină pentru a nu se ridica fructele. După ce am pus gelatina, o vom lăsa în congelator până ce vom vedea că s-a închegat puțin, aproximativ 5 minute. După ce au trecut cele 5 minute, observăm că gelatina s-a închegat, fructele nu cad. Vom adăuga restul de fructe. Cu ajutorul unui polonic
vom adăuga gelatină cât să le acoperim. Acum le vom introduce în congelator, cum am pus mult mai multă gelatină, le vom lăsa între 10 sau 15 minute până ce vedeți că s-a închegat bine. După ce au trecut cele 10 minute și gelatina noastră s-a închegat, vom adăuga și restul de fructe. Păstrați câteva fructe pentru a orna când veți face baza de lapte condensat. Acum vom turna restul de gelatină peste fructe. Acum le vom introduce încă o dată în congelator până ce vom vedea că și acest strat de gelatină s-a închegat. Acum ne vom apuca de baza. Prima dată vom pune puțin lapte în congelator pentru a fi foarte rece. Acum, într-un bol, vom adăuga apă rece și restul de gelatină. Încă 6 foi de gelatină. Introduceți în apă una câte una pentru a se hidrata bine și le vom lăsa în apă să se hidrateze timp de 5 sau 10 minute. Între timp ce gelatina se hidratează, într-o crăticioară, la foc mic, vom pune restul de lapte, îl vom lăsa să se încălzească, să nu dea laptele în fiert, doar să se încălzească bine. Cum v-am spus, 6 foi de gelatină sunt pentru un litru de lichid. Când vedem că laptele a început să se încălzească puțin, adăugăm laptele condensat. Amestecați bine. Când s-a amestecat bine cu laptele, îl vom lăsa să se încălzească bine. Aveți grijă să nu vă dea în fiert. Când vedem că laptele s-a încălzit bine, vom stinge focul. După ce au trecut cele 10 minute și gelatina noastră este hidratată, scoatem forma în care avem gelatina cu fructele din congelator. După cum vedeți, s-a închegat. Vom lua gelatina din apă. O vom scurge bine de apă, apoi o vom adăuga în laptele călduț. Amestecăm bine fără a face spumă. Amestecăm până ce gelatina se va dizolva. Când vedem că gelatina s-a dizolvat, vom lua laptele de la rece. Acum îl vom adăuga peste laptele din crăticioară în care am pus gelatina. Amestecăm bine. Dacă doriți să-i adăugați o aromă de vanilie, de rom, puteți să adăugați câteva picături de esență, de care doriți dumneavoastră. Cum am pus laptele rece, poziția noastră s-a răcit. Acum vom adăuga și restul de fructe. După ce am terminat de pus și restul de fructe, amestecăm bine în compoziția de lapte și vom turna cu grijă peste gelatina din formă.
După ce am terminat de pus toate ingredientele, le vom introduce în frigider timp de 5 ore. După ce am lăsat gelatina timp de 5 ore în frigider, vom încerca să o desprindem ușor pe margini, trăgând puțin spre dumneavoastră. Pentru a intra aerul între gelatină și formă. Vom pune un platou deasupra și o vom întoarce foarte repede. Vom încerca să o desprindem ușor. După ce o scoateți din frigider, o lăsați 5 sau 10 minute în formă pentru a se desprinde mult mai ușor. Cum gelatina este incoloră, se văd fructele foarte bine, iar jos avem laptele condensat. După ce am tăiat, restul îl puteți păstra la rece până ce îl veți servi. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.